24 de sfaturi pentru adolescenți, partea 1 din 3, să începem. În relație nu înseamnă mai bine decât singur. Mereu am crezut că să fii într-o relație e mai bine decât să fii singur, de asta am intrat în multe relații unde nu simțeam atracție mai mult decât fizică pentru fata respectivă. Asta nu e bine pentru că fata respectivă poate avea sentimente reale pentru tine, iar cu cât prelungești relația mai mult, cu atât o rănești mai tare pentru că îi dai speranțe false. O relație nu e o joacă, nu e numai distracție, nu sunt numai clipe frumoase, înseamnă și responsabilități, frustrare și inimi frânte. Așadar, nu-ți face relație doar de dragul de a avea una, iar dacă nu ești pregătit să accepti responsabilitățile care vin la pachet, mai bine rămâi singur. Vei da de mulți oameni temporari. Nu te aștepta ca iubita sau iubitul pe care ți l-ai făcut în liceu să rămână cu tine tot restul vieții. Când ești tânăr, relațiile de orice fel sunt în marea lor majoritate temporare, pentru că viața ta nu e stabilă. Poate ai un prieten care pleacă în alt oraș la facultate și e foarte greu să mențineți prietenia vie chiar dacă se întoarce periodic. Nu-ți dau aceste vești ca să te întristezi. Din contră, încerc să-ți aduc la cunoștință finitudinea lucrurilor și relațiilor umane ca să te bucuri pe cât posibil de fiecare moment petrecut împreună. Cu alte cuvinte, când ești tânăr, să nu-ți pară atât de rău când se termină o prietenie sau o relație intimă, ci mai degrabă să te bucuri că s-a întâmplat. Nu vei scăpa de suferință și durere. Suferința și durerea sunt precondiții ale vieții, pentru că a exista înseamnă să fii limitat. Ca să definești ceva, trebuie să îl limitezi, să-l pui într-o categorie. Nu poți fi totul în același timp, altfel nu a exista. Și astfel, limitările vin la pachet cu suferința. Te naști cu niște calități și dobândești pe parcurs alte calități. Treaba ta este să spui calitățile pe care le ai în valoare, acceptă-ți insuficiențele, acceptă suferința și durerea ca părți indispensabile de viață. Nu ești perfect și nici nu trăiești într-o lume perfectă. Lucruri rele, neprevăzute, care vor cauza suferință, ți se vor întâmpla. Treaba ta nu este să scapi complet de ea, e imposibil. Treaba ta este să o reduci pe cât se poate, ca să treci cât mai rapid și cât mai ușor peste momentele grele, cu speranța că vei fi învățat ceva din experiență. Să spui ce te apasă e mai bine decât să ții în tine. Dacă vreodată te gândești că tu ești singurul care a trecut printr-o situație nasoală, oricare ar fi ea, gândește-te mai bine. Sunt o grămadă de oameni care au trecut prin fix aceleași probleme prin care treci și tu acum, fie că vorbim de sentimente de inferioritate, de probleme la școală, de probleme cu părinții sau despărțiri. Acestea sunt probleme comune prin care adolescenții trec și știind asta poți cere ajutor de la cei care sunt mai în vârstă, care au depășit deja aceste probleme. Nu ține totul în tine, spune-ți oful, spune ce ai pe suflet, cere ajutorul și o să vezi că vor fi destui oameni care îți vor întinde o mână de ajutor și vei realiza că nu ești singur în această viață. Să nu te îndoiești de Dumnezeu. Pentru ce te-ai îndoit, necredinciosule? Ăsta e un citat din Biblie pe care mi-l spun de foarte multe ori cu voce tare, de obicei atunci când simt sentimente de anxietate, gânduri negative sau sunt nesigur în legătură cu viitorul. Dar mereu îmi aduc aminte că Dumnezeu, soarta, universul, oricum ai vrea să-l numești, mă va ajuta să trec cu bine peste și va face ca toate să se așeze așa cum trebuie. Nu a schimbat sub nicio formă lucrurile negative care mi s-au întâmplat. Cred cu tărie că au avut un rol major în dezvoltarea mea și am învățat ceva din el. Și de foarte multe ori lucrurile pe care la acel moment le consideram rele s-au dovedit a fi niște uși închise care m-au ajutat să rămân pe drumul cel bun. Totul are un cost. Iar aici nu mă refer la bani. Cel mai bun mod pe care l-am găsit pentru a explica ce vreau să spun este folosind jocul Metin 2. Sunt sigur că foarte mulți dintre voi ați jucat jocul Metin 2 atunci când erați copii. În Metin, fiecare caracter avea magiile lui proprii. De exemplu, războinicul avea iureșul, vârtejul sau aura sabiei. Și cu cât creșteai în nivel, jocul te lăsa să alegi ce magie dorești să îmbunătățești. Dar costul pentru a îmbunătăți aura sabiei, de exemplu, este să lași în urmă vârtejul sau alte magii. La un moment dat poți să îmbunătățești la maxim toate magiile, însă nu poți avea magiile altor caractere, doar pe ale războinicului. Deci costul pentru a fi războinic este că nu poți fi Sura sau Ninja sau Șaman. Ce vreau să spun este că nu le poți avea pe toate, nu poți fi bun la toate, trebuie să faci sacrificii. Poți fi doar ce alegi să fii sau ce ți-a fost dat să fii. De exemplu, dacă alegi să fii gagicar și să stai cu fetele doar 2-3 zile, prețul pe care îl plătești pentru asta este că nu vei avea o fată care să țină cu adevărat la tine și să te iubească. La fel cum prețul pe care îl plătești pentru o relație serioasă este că nu te poți distra cu alte fete,
Cel puțin nu fără a avea stresul de a fi prins. Există un revers al medaliei chiar și pentru lucrurile pe care noi ca și societate le considerăm în general bune. De exemplu, costul pentru a fi inteligent este că poți deveni arogant sau să ai sentimente de superioritate față de ceilalți pentru că te consideri mai inteligent. Costul bogăției materiale este lipsa timpului și stresul. Costul trândăvelii este lipsa banilor și așa mai departe. Fiecare are rolul lui în lumea asta, așa că alege cu grijă ce rol vrei să joci. Exact. Părinții te înțeleg mai bine decât ai crede. Viața unui om este compusă din mai multe perioade. Copil, adolescent, adult și bătrân. Fiecare cu părțile negative, dar și cu avantajele sale. Și chiar dacă timpurile se schimbă de la o generație la alta, problemele specifice fiecărei perioade sunt în esență aceleași. Asta înseamnă că și părinții tăi au trecut cam prin aceleași probleme prin care treci și tu acum, doar că nu mai au o memorie atât de clară și atât de proaspătă despre cum s-au descurcat ei în acele timpuri. De asta poate să pară că nu prea te înțeleg sau poate vor să fie puțin mai dur cu tine ca să nu repezi greșelile pe care ei le-au făcut. Dar fii sigur că te înțeleg mai bine decât ai crede și încearcă să nu-ți mai privești părinții ca pe niște inamici. E foarte rar ca un părinte să-și dorească răul copilului său. Încearcă să devii prieten cu părinții tăi și să-i privești ca fiind de partea ta. Și încearcă să fii mai deschis cu ei pentru că multe dintre problemele dintre voi au la bază lipsa comunicării și interpretările greșite. Fă totul cu măsură. Simbolul Yin Yang, cel pe care îl vedeți și pe perete, are o simbolistică foarte interesantă pentru mine. Simbolizează viața compusă din haos și ordine. Partea albă simbolizează ordine, iar partea neagră simbolizează haosul. Haosul se poate transforma în ordine, dar și ordinea în haos. De asta este pe partea neagră un semn alb, iar pe partea albă un semn negru. Dar pentru a trăi o viață împlinită și fericită, trebuie să trăiești la răscrucea dintre haos și ordine, adică pe mijloc, să fie un echilibru între cele două. Viața ta devine plictisitoare dacă ți este totul prea cunoscut, adică dacă te afli prea mult în ordine. La fel cum viața ta poate deveni insuportabilă dacă totul ți este prea necunoscut, adică te afli prea mult în haos. Trebuie să trăiești între aceste două extreme, acolo unde este echilibru. Atunci viața ta va avea cel mai mult sens. Da, oameni, aceasta a fost prima parte din cele 3 videoclipuri sfaturi pentru adolescenți. Dacă v-a plăcut și v-a fost de ajutor, vă rog frumos să-l distribuiți mai departe, să vă abonați, bineînțeles, dacă n-ați făcut-o, să lăsați un like și de asemenea să vă alăturați canalului apăsând butonul Alătură-te de mai jos și veți primi acces la serverul nostru de Discord, dar și la numărul meu de telefon, unde putem discuta tot felul de probleme personale ale voastre în încercarea de a le rezolva. Și acestea fiind spuse, eu am fost Advice sau Eddie și până data viitoare, nu uita, pune eu reușită, nu rateu, pa, pa!